Luăm antibiotice cu pumnul și fără prescripție medicală. Acest lucru ne-a dus un tragic loc 2 în topul țărilor europene la consumul de antibiotice. Singura țară care ne surclasează este Grecia. Autoritățile spun că cele mai multe medicamente sunt luate în afara spitalelor. Anumiți medici le prescriu prea ușor, în timp ce în unele farmacii se eliberează fără rețetă. Am auzit de la vecini, am rude care s-au tratat cu medicamentele astea și a fost bine, țin loc acum de consult de specialitate. Internetul sau spoturile publicitare ce rulează la televizor sunt mult mai de încredere decât o rețetă medicală sau sfatul farmacistului. Așa se face că românii merg la farmacie cu lecția deja învățată. Aceștia cumpără antibiotice fără a se gândi la consecințe. Mergeți la medic? Nu prea. Antibiotic? Da, da. La sfatul medicului sau alegeți dumneavoastră de obicei? La sfatul și după ce știu eu și la farmacie. Țineți cont dacă auziți la rude sau vecini, prieteni? Da, mai... da. Merge și așa? Merge, merge. Mergeți la medic sau vă tratați dumneavoastră acasă? Nu merg, merg cu ceaiuri acasă. Cu ceaiuri acasă, ce mi-a spus altă dată la răceală. Deci la farmacie? Nu, cu ceaiuri naturale acasă. Culeg informații de la cunoștințe. Au ce a făcut unul, dacă seamănă simptomele cu ale mele, fac comparație, concluzionez uneori greșit, uneori e bine, cam așa. Antibiotice luați? Când e nevoie, când îmi spune dumneai. Asta deci, dumneavoastră nu? Nu. Dacă auziți pe la vecini, pe la rude? Păi nu mă iau după vecini, că și așa am suferit destule. Mergeți la farmacist? Da. Prețul mic și faptul că sunt convinși că doar așa se pot vindeca sunt doar două dintre motivele invocate de românii care se tratează cu antibiotice după ureche. Din păcate, pacienții au de partea lor medicii care le prescriu cu prea mare ușurință și fără o analiză de sânge rapidă necesară pentru confirmarea diagnosticului. Consumul excesiv de antibiotice provoacă apariția unor bacterii rezistente, imposibil de învins cu tratamentele existente. Folosesc în general automedicația, nu sunt consultați medicii, farmaciștii mai eliberează pentru că nu sunt ei tot timpul poate în farmacie și mă rog, până la urmă farmacia este totuși o prăvălie, trebuie să trăiască din vânzare. Educația trebuie făcută în sensul că fac mai rău antibioticele. Nu mai vorbesc de crearea de tulpini rezistente la antibiotice și care nu mai pot fi omorâți și care reprezintă un pericol pentru toată lumea, ci prin însăși reacțiile lor imediate în organism. Să nu uităm stomatitele post-antibiotice, să nu uităm diareile, să nu uităm alergiile care le pot face la antibiotice. 25.000 de oameni mor anual în Europa din cauza infecțiilor produse de bacteriile rezistente la antibiotice. Din păcate, fenomenul e răspândit și în România, unde 90% dintre acestea sunt consumate în afara spitalului. Pentru a stopa acest fenomen periculos, Ministerul Sănătății a demarat și o campanie Nu lua antibiotice la întâmplare. Responsabilii vor face controle în cabinete și farmacii ca să vadă în ce măsură aceste medicamente sunt prescrise, justificat și vândute doar pe rețetă.